aceste minunate icoane în interpretarea, să spunem așa, a doamnei Elena Moraiu, care, așa cum spuneam, la Muzeul Țăranii Români, între 27 iunie și 19 iulie, a avut această expoziție. Aici avem câteva lucrări din rădăcini brâncovenești. Doamna Elena Morariu, așa cum vedem, iconar și restaurator de artă bisericească, este unul din acei picturi, așa cum o numea cineva, picturi de viță aleasă, care își trage semna din marea tradiție românească, inclusiv atunci când mâna își permite să-i zbor de liber, în aceeași arie a reflecției a geografic duhovnicești, dar în afara formulelor stricte ale canonului. Și asta întrucât artista își înțelege libertatea de creație ca așezare iubitoare și inspirată în umbra Duhului Sfânt. Vrednică zugrăvitoare de frumos, așa cum vedem la aceste câteva lucrări, și impulsionată, după cum mărturisește de babul Ioan Alexandru, un alt mărturisitor al Sfințeniei Românești, dar condusă și de alte invicții, Elena Moraiu și-a găsit un nou izvor de meditație, viața Sfinților Martirii Lucoveni. Ceea ce vă pot mărturisi este că, probabil, vremea studenției ne-am întâlnit la Ioan Alexandru, la cursurile pe care poetul Ioan Alexandru le avea la universitate, unde vorbea despre poezia evraică și, bineînțeles, despre poezia mesianică, și la alte clasice, unde, pentru prima dată, am auzit, vorbindu-se despre imnografia creștină, romane, melodurile pe Mstirul și Simon, noul teolog. Iată că și am recunoscut, în momentul în care am vizitat, am văzut, am mers la expoziția Martirilor Brâncoveni pe Ioan Alexandru, dar pe de la acolo și pe de la versul din Ioan Alexandru, din care probabil vom asculta și în această seară. Ceea ce este deosebit este faptul că Ioan Alexandru a fost cel care a deschis seria acestor seri cultural-duhovnicești. Prima seară cultural-duhovnicească a fost în cinstea lui Ioan Alexandru. Acum câtva timp. Și după aceea, după Ioan Alexandru, au urmat și celelalte. Constantin cu cei patru fiei săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei cu Sfântul Iemaică, alături de Doamna Maria Brâncoveanu, martoră și jăluitoarea Sfintelor Mucenicii ale soțului și ale fiilor săi, și de aceea numită pe artistă Mironosiță. Iată personajele din ciclul pictural al rădăcinilor brâncovenești, care au fost expuse la Muzeul Țăranului Român și care, tădărgând cu ajutorul Dumnezeu, vor fi expuse și la Muzeul de Artă din București. O invităm pe doamna Elena Moraiu să ne împărtășească aceste simțăminte profunde pe care mi le-am împărtășit mai înainte, atunci când ne-a făcut, să zicem așa, o prezentare acestor lucrări.